V-ați fi imaginat vreodată un generator de energie de dimensiunile unei doze de suc, dar care să producă timp de jumătate de secol curentul electric necesar unui cartier rezidențial? Ei bine, o astfel de baterie a fost inventată la nivel de concept de un adolescent de doar 15 ani din Drobeta Turnu Severin. Vladimir Vârzob este tânărul care a adus în atenția saloanelor de inventică o baterie radioizotopică concepută în baza unui principiu mai vechi, dar gândită să facă parte din tehnologia viitorului. Bateria nucleară KN9 reprezintă o sursă continuă de energie pentru perioade îndelungate de timp, iar aceasta funcționează după principiul iradierii unui ansamblu de material piezoelectric. Astfel își explică invenția adolescentul decis să descopere tainele științei, în special studiul energeticii nucleare. Impresionantă este invenția în sine, dar și dimensiunile foarte mici ale bateriei în comparație cu volumul surselor de energie industriale din zilele noastre. Aici se regăsește o replică 1:1 a bateriei nucleare, dezvoltată individual și printată 3D. După cum se poate observa, aceasta este compusă din mai mulți cilindri concentrici. Invenția sa a fost premiată la Salonul Internațional de Inventică Euroinvent de la Iași, iar cercetătorii apreciază că aceasta ar putea produce o cantitate importantă de energie. Invenția mea se referă la o baterie radioizotopică, ce are ca principiu de bază un principiu ce datează de la mijlocul secolului al XX-lea, respectiv convertirea radiațiilor nucleare în energie electrică, dar aduce o abordare inovativă a acestui proces de convertire, o abordare ce nu a fost încă studiată de către comunitatea științifică. Cam care ar fi costurile ei și dacă cineva ar vrea să o patenteze, să o pună în practică? Nu pot să mă pronunț clar asupra costului de producție, însă raportând cantitatea de energie emisă la costul relativ de producție, pot spune că este mult mai eficientă decât anumite tehnologii deja existente la ora aceasta pe piață. Este foarte important să sprijinim ideile tinerilor. Momentan este la nivel de concept, deci până la dreapta superioară, pe verificare practică, mai este mult de lucru, dar ca idee sună promițător, cu speranța că va putea fi pusă în practică și rezultatele sunt cele teoretic propuse, ar fi un pas înainte pentru societatea noastră. Domeniul inventic este un domeniu complicat. Orice idee este susceptibilă de aplicare, dar pașii următori de la idee sunt niște pași dificili. De aceea, tinerii, mai ales în România, au nevoie de sprijin pentru a încerca să-și valorifice aceste idei. Când nu este preocupat de știință, Vladimir se bucură de frumusețea muzicii, fiind și un pasionat pianist. Cânt la pian de la vârsta de 7 ani. În ultimul timp am devenit autodidact, dar printre alte preocupări îmi fac timp aproape zilnic să cânt la pian și e o modalitate de a mă deconecta de la stresul acumulat în timpul zilei. Ce compozitori îți plac? Cânt atât muzică clasică, Beethoven, Bach, Liszt, dar și muzică, să zicem, contemporană. Vladimir este la un nou premiu la un salon de inventică după medalia de aur obținută în 2020 la Salonul Internațional de la Timișoara pentru realizarea unui moderator nuclear folosit în decontaminarea suprafețelor radioactive și a rezidurilor toxice rezultate în producția de energie electrică în centralele nucleare.